Doamne, Dumnezeule meu, în Tine îmi caut scăparea. Izbăvește-mă de toți prigonitorii mei. Scapă-mă, ca să nu mă sfâșie ca un leu, să nu mă rupă în bucăți fără ca cineva să mă poată scăpa. Doamne, Dumnezeul meu, dacă am săvârșit așa ceva, dacă este nedreptate în gura mea, dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine, dacă mi-am jefuit prigonitorul pe nedrept, atunci fie ca dușmanul să mă urmărească și să mă ajungă, să-mi calce viața în picioare și să-mi culce slava în țărână. Ridică-te, Doamne, în mânia Ta. Scoală-te din pricina furiei dușmanilor mei. Trezește-te, Dumnezeul meu, și poruncește o judecată. Adunarea popoarelor să te înconjoare. Stăpânește asupra ei din înălțime, să judece Domnul popoarele. Judecă-mă, Doamne, și pe mine. Fă-mi după dreptatea și integritatea mea, o prea înalte. Oprește răutatea celor răi și întărește-l pe cel drept. Tu care cercetezi inimile și rărunchii, Dumnezeule drept. Scutul meu este Dumnezeu, mântuitorul celor cu inima cinstită. Dumnezeu este un judecător drept. Dumnezeu se înverșunează împotriva celui rău în fiecare zi. Pentru cel care nu se întoarce la Dumnezeu, el își ascute sabia, își încordează arcul și îl țintește. Lui îi pregătește armele morții, săgeți aprinse îi pregătește. Iată-l pe cel ce naște răutate, zămislește necazul și dă naștere înșelăciunii. Sapă un puț, îl adâncește și cade chiar el în groapa pe care a făcut-o. Necazul pe care îl provoacă se întoarce împotriva capului său și violența lui se răsfrânge asupra creștetului său. Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea lui și voi cânta numele Domnului celui preanalt.